Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este vineri, da? Și se apropie weekendul și o să fac niște predicții pentru acest weekend, pentru dragoste, să vedem cum stăm cu dragostea în acest weekend. Voi folosi tarotul iubirii pentru că răspunde cel mai bine la această întrebare. Voi extrage câte două cărți, una care să fie, care este... predicția generală, să zic așa, acestui weekend și cealaltă care să vină ca și o concluzie. Și în același timp voi folosi această cărticică cu răspunsurile îngerilor, păzitori, ca să ne răspundă la întrebarea cum va fi acest weekend, ce sfat ne dă pentru acest weekend, pentru dragoste, da? Pentru că sfaturile acestora sunt utile și întotdeauna vin în sprijinul nostru pentru binele nostru suprem. Așadar, o să fac trei variante de răspuns. Floricica albastră, floricica roz și floricica albă. Și dumneavoastră vă gândiți la weekendul care urmează să vină, la dragoste, da, la relațiile, la relația sentimentală pe care o aveți sau la persoana pe care o gândiți, o iubiți și cu care vă doriți să aveți o relație mai bună sau să vă împăcați sau să vă întâlniți sau ce doriți dumneavoastră, da, în legat de dragoste. Alegeți una dintre aceste variante în funcție de cum rezonați cu aceste culori, cu formatul florilor, da? Și cu sentimentele voastre să fie în sintonie și cu așteptările care le aveți pentru acest weekend în dragoste. Așadar, eu voi începe să amestec cărțile în timp ce dumneavoastră vă alegeți varianta. Gândiți-vă bine la varianta care doriți să o alegeți, da? Bazați-vă pe intuiția dumneavoastră că vă poate ajuta foarte mult să alegeți varianta cea mai corectă. Și eu voi începe cu varianta albastră, pentru început, da? Deci, cei care și-au ales varianta albastră, vă invit să vă concentrați pe dorința dumneavoastră, pe sentimentele dumneavoastră, pe ce vă doriți să vă aduc acest weekend în dragoste. Da? Și eu voi încerca să intru în rezonanță cu gândurile voastre și cu aceste cărți de tarot al iubirii, îngerilor, da? Care ne va putea lămuri și îndruma să ne fie cât mai bine în acest weekend din punctul de vedere al sentimentului, al dragostei, da? Și sau să trecem cu mai multă lejeritate peste problematicile care s-ar putea iubi sau pe care deja le avem în viața noastră în dragoste. Deci, pentru cei care și-au ales varianta florii albastre, să vedem ce aduce acest weekend pentru dragoste, ce ne putem aștepta, da? Deci, cum va fi acest weekend în dragoste, da? Pentru cei care și-au ales varianta florii albastre. Weekendul spune că sunteți puțin cam întorși, întoarse pe dos, da? Pentru că probabil v-ați îndepărtat și de prieten, nu mai aveți încredere în prieten, da? Sau... și ar fi timpul să aveți niște conversații sincere, fie cu dumneavoastră înșivă, da? Fie cu prietenii, dar și cu persoana iubită, da? Sau să încercați prin prieteni, prin amici, să ajungeți la persoana iubită cu care să aveți niște discuții mai sincere, da? Ca să vă lămuriți problema, să vă lămuriți sentimentele, să vă lămuriți relația, ce se întâmplă, da? Discuțiile să fie sincere, atât din partea dumneavoastră cât și din celuilalt, prin întrebările care le pui, îl poți constrânge pe celălalt să-ți răspundă într-un fel sau altul la... și atunci te poți lămuri cum este acea persoană. Sau dacă nu vă răspunde, e foarte clar de ce nu vă răspunde. Deci haideți să vedem cum va fi acest weekend, la modul general. Spune că trebuie să aveți răbdare, da? Și să așteptați ca să primiți... semnalele, să zic așa, când este timpul să faceți un anumit pas sau să aveți răbdare că
se va ivi persoana potrivită în viața voastră. Aici, spre exemplu, îmi spune că, ca și concluzia acestui weekend, este sufletul pereche, da? Deci aveți un suflet pereche și trebuie să aveți răbdare, pentru că cerul, rugați-vă îngerilor, pentru că ei vă vor ajuta, vor veni în sprijinul vostru cu semnalele lor pentru a vă lumina această situație și a vă ajuta. Aceasta venind prin prieteni, prin informații, prin poate vă sună, poate vă puteți întâlni. Deci, pentru că aici îmi arată că așteptarea dumneavoastră se merită. Se merită să așteptați, pentru că așa veți descoperi cât de multe lucruri în comun aveți cu o persoană. Da? Și vă puteți și descoperi, poate mulți dintre voi în acest weekend au această șansă să-și întâlnească sufletul pereche, dacă nu și l-au cunoscut până acum, da? Alții pot să, dacă au pus întrebarea, dacă îi caută, este foarte posibil să-i caute pentru faptul că sunt suflete pereche, deci sau primesc un mesaj, primesc o informație referitoare la ei, că se merită să-i așteptați, da? Sau chiar dumneavoastră vă lămuriți că într-adevăr sentimentele sunt adevărate. Haideți să vedem și ce spune cărticica aceasta a îngerilor, ce mesaj transmite ei pentru acest weekend, da? Spun să fii atent, că foarte multe informații îți vin repetat. Deci ai foarte multe semnale repetate despre ce se întâmplă cu tine, cu sentimentele tale sau cu relația la care te gândești, la persoana la care te gândești. Deci aveți semnale. Fie pozitive, fie negative, acum depinde de relație și de la situație la situație. Aici este la modul general o predicție, deci nu poate să fiecare persoană chiar să se regăsească 100% în această predicție, doar o anumită părticică din aceste predicții poate le aparține sau se vor regăsi în viața lor reală de zi cu zi pentru acest weekend. Deci mesajul lui Îngerul este foarte clar, că să fiți atenți la semnale, la informații care îți vin și se repetă, da? Deci dacă se repetă o anumită gen de informație, o anumită situație, o anumită persoană sau ceva, trebuie să fiți foarte atenți și să înțelegeți de ce. Da? Pentru că este foarte posibil ca să fie exact sufletul perechi, care cel care vă transmite acea informație, că stă să vină la voi. Sau trebuie să mai așteptați, că poate să ajungă și să vă întâlniți sufletul perechi. Nu este încă sufletul perechi cel cu care sau cea la care vă gândiți. Da? Cam asta este pentru cele care și-au ales floarea albastră. Haideți să vedem pentru cele care și-au ales varianta florii roz. Să vedem ce le aduce acest weekend în dragoste, nu că există vreo împăcare sau vreo declarație de dragoste, vreo întâlnire, un schimb de mesaje măcar, da? Să vedem ce le va aduce acest weekend. Deci acestea sunt predicții generale, dar nu individuale. Pentru cele individuale aveți o adresă de e-mail sub filmulețul pe care puteți să-mi scrieți problemele care vă preocupă, dacă doriți o etalare individuală. Da? Deci să vedem pentru cei care și-au ales varianta florii roz. La fel mi este și aici, că trebuie să... Este o dragoste adevărată, nu prea este, pentru că este cam răsturnată pentru mulți dintre voi. Unii dintre voi l-ați considerat dragoste adevărată, dar este foarte posibil să nu fie chiar adevărată, da? Deci să vă fi păcălit într-un fel. Pentru acest lucru vine o cealaltă carte care spune că trebuie să vă exprimați sincer sentimentele, să fiți sincer cu dumneavoastră și față de cealaltă persoană, da? Și în același rând, prin discuții, să înțelegeți adevărul, da? Și să-l acceptați. Deci, pentru unii nu este chiar dragoste adevărată, pentru că trebuie să mai fiți și sincer. Sau ați pierdut dragoste adevărată pentru faptul că v-a lipsit niște conversații sincere. Ce spune tarotul? Da, aici spune, spre exemplu, că foarte curând este foarte posibil ca să vă întâlniți, să vă caute, să primiți vreo informație despre persoana respectivă la care vă gândiți sau prin dragoste, să întâlniți dragostea foarte curând. Da? Dar în același timp este o perioadă în care fie nu cunoașteți foarte bine persoana, este o perioadă în care trebuie să vă cunoașteți mai bine sau mulți poate v-ați cunoscut, cunoscându-vă mai bine, ați...
greșit față de cealaltă persoană sau nu ați ajuns la înălțimea acelei persoane, pentru că aici, în prima parte a weekendului, spune că foarte curând vă puteți întâlni dragostea dacă vă doriți sau să primiți vești sau să faceți un schimb de vești, eventual, dacă nu, da? Sau să cunoașteți o nouă persoană cu care să aveți o relație. Dar este foarte importantă ca în partea a doua, ca și concluzia acestei acestui weekend, să vă și cunoașteți, să vă descoperiți unul pe altul cu adevărat, ca să se puteți să vă strângeți legătura, da? Sau pentru cei care sunt deja într-o relație, trebuie să încerce ce puțin să forțeze lucrurile ca să strângă relația, da? Adică să se cunoască mai bine. Da, deci dacă nu vă puteți cunoaște mai bine, nu reușiți să ajungeți, pentru că mi este răsturnată această carte, dar nu a ieșit dreaptă. Deci a ieșit răsturnată și atunci lucrurile se cam răstoarnă. Deci este posibil să reușiți să luați legătura, să vă întâlniți cu persoanele, dacă nu știți cum să construiți relația și să vă cunoașteți mai bine unul pe altul și să vă dezvăluiți unul altuia cum sunteți cu adevărat, este foarte posibil ca să nu reușiți să vă mențineți în echilibru, să vă mențineți relația sau... Da, să mergeți mai departe sau... Haideți să vedem ce spune... Pentru că șanse aveți. Există o șansă, dar poate nu sunteți la înălțimea persoanei sau persoana respectivă să demonstrează că nu e la înălțimea dumneavoastră. Știți cum e? Dacă vrei să vezi pe cineva, te duci la el la ușă și îl vezi, nu? Dar dacă el nu te vrea, n-ai ce să-i faci. Pentru că poate nu ești ceea ce vrea el. Sau el, sau tu nu ești pentru... Te duci acolo și descoperi că... Nu știu, ceva nu-ți convine și atunci îți dai seama, băi, am greșit, nu trebuia, chiar nu era persoana potrivită pentru mine. Haideți să vedem ce spun și îngerii, ce mesaj transmit ei pentru acest weekend, pentru cele care și-au ales floricica roz. Și două, și o să vedem, pentru că două mi-au sărit în ochi. Spune că este un moment de creștere și ai posibilitatea să alegi ce e mai bine pentru tine. Vedeți cum ai ieșit aici? Că foarte repede se pot întâmpla lucrurile, dar în același timp trebuie să cunoști, să vezi dacă e potrivit sau nu. Și aici ești la fel. Este un moment de creștere, deci un moment de reușită, ca să zic așa, și ai posibilitatea să alegi ce este mai bine pentru tine. Deci probabil că în afară de varianta 1 la care deja vă gândiți, să mai fie și o altă variantă pe care poate nu o luați în calcul. Sau va fi o nouă cunoștință sau... Și aici mai spune că este foarte important să aveți un echilibru în a gestiona fiecare aspect al vieții tale. Sănătatea, aspectul fizic, material, deci din punct de vedere profesional, intelectual, spiritual, emoțional, da? Deci trebuie să faceți un echilibru. Pentru că poate să-ți placă o persoană foarte tare, dar să nu fie potrivită pentru că, mă rog, are niște calități mai negative sau dumneavoastră aveți niște calități negative și cealaltă persoană nu poate să le accepte. Sau aveți o profesie care nu îi place, nu știu, e mai neortodoxă sau mai știu, există fel de... infinite variante în care se poate produce un dezechilibru, să zic, în viața fiecăruia, pe care nici nu-l conștientizați la un moment dat. V-ați obișnuit atât de mult cu el încât vi se pare foarte confortabil așa. Dar nu este pentru alții la fel. Nu priveți alții din afară, priveți poate diferit. Ok, cam asta este și concluzia pentru cei care și-au ales varianta florii roz. Să vedem și pentru cele care și-au ales varianta florii albe. Să vedem ce spune tarotul, ce îi sfătuiește îngerii, ce văd ei acest weekend pentru ei, ce le poate aduce. Deci gândiți-vă, concentrați-vă pe acest weekend, pe ce vă doriți de la acest weekend, de la să vi se împlinească în dragoste, să aveți în dragoste. Să vedem și părerea îngerilor, a tarotului, ce spune și apoi... Mesajele îngerilor păzitori, okay? Să vedem ei ce ne sfătuiesc. Se grăbește o carte. Că aici spune că trebuie să lucrați pentru a da o posibilitate relației. Deci trebuie să lucrați și cu dumneavoastră, da? Și cu celălalt, și cu relația însăși, da? Să lucrați pentru că o relație se întreține cu la ea. Da? Deci nu așteptând mereu doar celălalt să facă mai mult. Dar și în același timp, asta trebuie să dați tot ce mai bun din dumneavoastră, să vă puneți în valoare într-un fel sau altul în fața lui, să știți ce îi place și ce nu-i place, ce poate și accepta și ce nu poate accepta. Și așa dați o șansă relației. Haideți să vedem ce va aduce acest weekend pentru cele care și-au ales varianta florii albe.
Poate pentru mulți este posibil să vă împăcați, dar aici sentimentele s-au cam răcit, poate, că mi-au ieșit răsturnate sentimentele romantice. Cam lipsește romantismul aici, deci trebuie să lucrați. De-aia v-aș ieși, probabil s-a zburat repede acea carte din pachet, care spune că trebuie să lucrați puțin la cuplu, pentru că într-un cuplu, ca să reziste și să fie, trebuie să fie nu numai o armonie așa de discuție, de conversații și de acțiuni pe care le faceți, dar trebuie să fie și o scânteie, un sentiment, un romantism, niște momente pe care să le creați. Da? Deci trebuie că pentru aceste sentimente romantice mai aveți de lucrat încă, pentru că probabil s-au mai răcit sentimentele sau nu le dați importanță, sau pentru că există, deci există posibilitatea să vă împăcați cu o persoană care a făcut parte din viața voastră, da? Dacă v-ați certat sau să se reîntoarcă, să vă reîmprieteniți cu o persoană cu care ați mai fost în trecut, ați mai cunoscut-o în trecut. Să vedem ce spune tarot, ca și... Este o dragoste adevărată, o puteți întâlni în acest weekend, dragoste adevărată sau persoana cu care, la care vă gândiți este o dragoste pe care dumneavoastră o vedeți, dragostea vieții dumneavoastră, da? Și este o persoană care ați avut la un moment dat așa o comuniune foarte puternică, poate, dar nu este suficient atracție între voi și alchimie, ca să zic, ca să continue relația. Deci este foarte posibil aici să fie o problematică, da? Noastră încă să-l mai iubiți, să mai aveți sentimente, dar nu mai corespund aceste sentimente, pentru că n-ați lucrat la timp, n-ați profitat de niște ocazii, n-ați creat o atmosferă, să zic așa, poate care să ducă relația la un alt nivel, să strângă legătura, da? Deci să ajungă la un dezechilibru, nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă, sentimentele lui s-au răcit, poate, sau invers, ale dumneavoastră față de cealaltă persoană, nu știu cum e situația, dar aici îmi spune că aveți posibilitatea să întâlniți dragostea adevărată, să întâlniți o persoană de care să vă îndrăgostiți, cu adevărat, dacă nu ați fost până acum. Dar atenție, pentru că este foarte posibil să nu vă împărtășească aceleași sentimente, da? Pentru că nu există suficientă atracție și alchimie între voi pentru că această relație să funcționeze. Haideți să vedem ce spune și ce spun și îngerii, ce sfat dau îngerii. Spune că trebuie să, exact ce spuneam mai devreme, atmosfera romantică, deci trebuie să faceți un gest de dragoste față de ceilalți, de față de dumneavoastră înși și voi și față de celălalt. Să protejezi relația și să te protejezi de acele relații sau acea relație care te descarcă energetic, care îți descarcă bateriile, care te consumă. Deci pentru voi, dacă voi aveți în cap, în minte, o persoană și acea persoană v-a făcut să suferiți și v-a creat neplăceri și totuși încă mai aveți sentimente pentru ei, aici sfatul îngerului vine și spune că ar trebui să scoți din viața ta acea relație, pentru că nu este, uite cum spune și cartea care spune că nu este dragoste împărtășită și te consumă doar și îți descarcă bateriile și nu îți aduce nimic bun la nivel energetic această relație, da? Deci îți ia energia, te seacă de blagă, să zic așa, te seacă de sentimente și îți produce doar răni, da? Deci asta înseamnă să faci o dragoste față de, un act de dragoste față de tine, să te iubești pe tine, să te respecti pe tine, să nu te rănești, pentru că sufletul tău, inima ta, viața ta este, merită respect, merită dragoste, merită tot ce e mai bun, nici de cum să, ori tu te auto sabotezi, să zic așa, continuând să vrei să mergi într-o relație care nu mai funcționează, care te face să suferi, în loc să te facă să fii fericit, să plângi de fericire, nu de supărare, da? Că nu te-a mai sunat, că nu te-a mai căutat, sau că ți-a vorbit urât, te-a insultat și mai știu ce mai se întâmplă. Deci cam asta este pentru cei din unchi. Au posibilitatea de a întâlni dragostea adevărată câte unii pot doar să aibă și dezamăgiri, din păcate. Deci... depinde doar de voi cum treceți peste aceste variante și îngerii vin și spun ce aveți de făcut și dacă le urmați sfaturile, vă va fi mai bine. Cam asta au fost predicțiile pentru acest weekend. Eu vă doresc un weekend excelent. Înscrieți-vă pe canalul meu de YouTube dacă nu v-ați înscris încă, ca să primiți întotdeauna predicțiile care le fac zilnic la timp, să primiți notificările pentru noile predicții care sunt în fiecare zi și lăsați-mi un comentariu, un feedback cu părerile voastre, da, despre aceste predicții, dacă rezonează cu voi, dacă
au sunt și în realitate, se îndeplinesc. Și eu vă doresc un weekend excelent și multă iubire și înțelegere și tot ce vă doriți voi să fie cu bucurie. La revedere!